O altă lucrare demarată de municipalitatea de la Târgu Jiu, încă de anul trecut este cea de canalizare menajeră din zona Drăgoieni și la care s-a lucrat și în această iarnă, în ciuda temperaturilor scăzute. Astfel, locuitorii cartierului Drăgoieni vor beneficia din a doua jumătate a acestui an de resele moderne de canalizare menajeră, lucrările în acest sens fiind începute de vara trecută. Și acolo valoarea este destul de mare, discutând de peste 1.400.000 euro. Este o lucrare care după finalizare nu face decât să rezolve problema canalizării pe partea de răsărit a municipiului Târgu Jiu, plecând dinspre granița limita municipiului către direcția Râmnicu Vâlcea, deci drumul național care face legătura Râmnicu Vâlcea Târgu Jiu, vor fi două colectoare stânga dreapta drumului național, se lucrează destul de greu pentru că nu se folosește partea de carosabil fiind un drum național se lucrează pe cele două acostamente trotoare iar în acele zone sunt deja o serie de utilități. De aceea spun că este o lucrare din punct de vedere atât tehnic cât și financiar destul de completă și complexă. Proiectul cuprinde realizarea unei rețele colectoare de peste 16 km cu mențiunea că în Drăgoieni rețeaua se realizează pe ambele părți ale drumului național pentru a se evita intervențiile asupra acestuia și în plus pe întregul traseu se vor executa și racordurile, inclusiv căminele de racord pentru consumatori.